Bună ziua, dragilor, bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia, rețete simple. Am revenit astăzi, eu revin întotdeauna un pic mai târziu, că asta este. Și am revenit astăzi așa să fac o ciorbiță bună, că am avut așa, vă spun sincer, o poftă de o ciorbă bună, care am mai făcut de mult. Și zic, hai să fac o ciorbă bună astăzi. Și fac o ciorbă de porc. Și o să vă arăt imediat toate ingredientele mele care le am aici pentru ciorbiță. Și așa, dragilor, vă arăt ce am pregătit aici. 4 morcovi, un păstârnac, jumate de ardei roșu, jumate verde, 4 cepuțe, că sunt mici, puneți 2 mari. Țelină, cum vedeți, o bucată de rădăcină de țelină și niște ștanghe din astea verzi. Dar puneți ce aveți dumneavoastră în frigider. Și eu am strâns în frigider toate alea ce am avut. Și pun un pic de ardei așa colorat să arate ciorba frumoasă. Și aici e bucata de carne de porc. Așa, o bucată de coastă din asta faină, de cheripe, cum vedeți. Și aici am niște pastă de roșii. Și am niște pastă de ardei capia. Și o să vedeți aici așa, încet, încet, cum fac treaba. O pun imediat la fier, dragilor. Și așa, dragilor, îmi tai carnea. Că e așa mare, groasă. Coastele astea le las așa. Mi-am pus o oală mare, așa, mai înaltă, ca să poată fiarbă bine, știți? Le las așa. Și asta o să ai mai mică, pătrățele așa, cuburi. Mare pielița, să nu se taie bine. Trebuie să o tai așa, direct. Tăiem așa, fain. Sau se poate lăsa toată întreagă să fiarbă și o scoateți afară, cum vreți dumneavoastră. Eu o tai acum așa, mai bucătoace, nici mărunte, nici mari. Găsimea asta o iau afară de aici. Da. O mai spăl o dată și o pun imediat în oală. Pun puțin ulei. Că eu am să o fac călită astăzi, așa, numai pun carnea la călit cu ceapa și pun apă să fiarbă cu sare și cu un pic de piper. Și o las să fiarbă carnea un pic cu ceapa și după aia am să-i pun morcovii și restul. Știți că dacă le pun pe toate acum, să fac toate cam moi și le las un pic, adică las carnea numai un pic la fiert cu ceapa și după aceea pun restul. Deci am pus aici uleiul, cum vedeți, pun carnea. Un sare. Puteți să o faceți direct, să o puneți să fiarbă în apă. Eu astăzi vreau să o fac un pic călită. Îi tai ceapa și pun niște pastă din asta de ardei direct acum. Tai ceapa, v-am spus. Mi-am pus oloniul ăsta mare ca să poată să fiarbă bine, știți? Că și oasele alea și întotdeauna ia locul mult.
spun întotdeauna, ciorba se face cu multe variante. Ceapă măruntă am găsit, am luat un sac mare de 5 kg. Acum am ce tăia pe ea. Așa cum vedeți, taie ceapa și revin. Și vreau să vă arăt așa un pic, am pus carnea în ulei și o las așa să se înăbușească un pic. Și după aceea am să pun ceapa, vedeți, să prind așa culoarea asta. Și cum ați văzut, am lăsat un pic să prindă culoarea asta, cum am spus, adică dacă o lăsați așa să înăbușești, nu face chiar așa multă spumă. Și acum mai pun ceapa. Și vreau să vă spun, dumneavoastră, puteți să faceți o cantitate mai mică, eu fac o cantitate mai mare astăzi, puțin mai multă, ca să fie pentru două zile, că afară e frig, o pun afară pe balcon și stă bine. De-aia am făcut un pic mai multă, știți? Și puteți să faceți porție mai mică. Și pun din pasta asta de ardei, așa o lingură. Îi dă și culoarea, să fie roșie. Și la care am să-i pun niște boabe de piper și o frunzuliță, două mică de foie de dafin, ca să aibă gust fain. Și cum vedeți, i-am pus apă, i-am pus foie de dafin, piper, sare, condimente după gustul dumneavoastră. Ce vreți să-i puneți, aia să-i puneți. Și acum o las să fiarbă. Vedeți ce culoare frumoasă îi dă pasta de ardei, în loc de boia. Deci, acesta este primul pas. Lăsăm să fiarbă. Și între timp îmi pregătesc morcovii, zarzăvatul tăia, adică tot. Mie îmi place să le las așa bucăți mai mari, dar puteți să-l pune și mărunt, cum vreți dumneavoastră. Eu îl las așa mai mare. Cum vedeți? Târnacul tai așa în patru. Pregătesc zarzăvatul să fie făcut. Și ardeiul și cartofii las la sfârșit, când s-a fiert aproape tot, un cartofi și ardeii. Și țelin o tai și eu mai mărunt acum. Așa. Cum vedeți. Și revin. Și am vrut să vă arăt că fierbe și nu face spumă, deci asta am vrut să vă arăt, cum v-am spus, o năbușiți bine acolo și ea nu se mai face spumă așa multă cum fierbe. Deci asta am vrut să vă arăt.
Cum vedeți, mi-am tăiat aici tot zarzavatul mărunt și la sfârșit am zis că pun cartofiuri și ardei, deci are l-am lăsat separat. Cam asta am vrut să vă arăt. Și acum a venit rândul la zarzavaturi. Am să vine să fiarbă bine, să nu fie tare. Și punem zarzavatul să fiarbă. Am lăsat să fiarbă vreo 10 minute zarzavaturile și acum pun cartofii și ardeiul. Lăsăm să fiarbă și între timp am să îmi pregătesc să fac niște gălușchițe de făină. Să-mi tai verdeața, pătrunjelul, mărarul și am să-mi dizolv o lingură de bulion, așa cu zeamă de aici, care am să pun la sfârșit. Înăuntru, după ce s-au făcut gălușchițele gata. Și acum lăsăm să fiarbă și trec la pregătitul gălușchițelor și să-mi top verdeața. Cum vedeți, fierbe și cartofiorii. Mai un pic să fiarbă și facem găluștele. Și cum vedeți, mi-am pregătit o lingură plină de bulion, care o dizolv imediat cu supă. Mi-am tocat verdeața, mi-am pregătit două pentru gălușchițe, făină și sare. Deci, cam asta este sfârșitul la ciorbă. Vedeți, îmi dizolv bulionul cu supă. Ca să fie pregătit. Și îmi fac gălușchițele. Pun un pic de sare aici la ou. Foarte simplu și foarte repede. Și gălușchițe faine moi. Le fac bine. Să-i pun un pic așa de făină, să vedem cât cuprinde. Puteți să o faceți fără gălușchițe dacă nu vreți. Nu-i musai. Eu o fac acum cu gălușchițe. Deci puteți să o lăsați așa simplă. Cum vreți. Dacă vă plac gălușchițe, faceți. Mie îmi place gălușchițele de făină. Eu nu mănânc cartofii din ciorbă fierți. Mănânc soțul. Eu mănânc numai gălușchițele. Ia. Vedeți? Mai trebuie un pic de făină. Ca să iasă așa faine pufoase. A luat de pătură de tăieței așa fain. Să face de aici o pătură de tăieței de numa. Și cam asta este toată făina care am pus-o.
cam așa arată aluatul. E un pic lipicios, ca să nu fie chiar așa tare, ca să iasă de lușchițele faine, ca să umple un pic. Și le tăiem. Și mi le tai așa cu cupulița. Țac, le pun aici pe toate. Și revin să vi le arăt ce frumoase se fac. Și cum v-am spus, am să vi le arăt să vedeți ce frumoase s-au făcut călușchițele. Vedeți? Deci totul arată foarte bine și să știți că este foarte gustoasă. Deci mai las un pic să fiarbă și pun restul cu supa. Deci restul de bulion cu supă care l-am subțiat. Și așa, dragilor, aici este restul de bulion. Cum vedeți? Adică restul de supă cu bulion, am vrut să spun. O gustați și puneți ce vă place dumneavoastră în ea. Și ciorbița este gata. Mai las câteva minute să fiarbă și pun verdeața și vă arăt, vedeți ce frumoasă arată. Vedeți, este gata, am lăsat-o să liniștească. Îi arunc niște verdeață deasupra. Vedeți ce fain arată și foarte bună, are o legătură faină, nici subțire, nici groasă, deci așa faină să fie, știți că de multe ori se face niște ciorbe din alea subțiri, că sunt așa mai mult zemoase, apoase, na? Mie îmi place ciorba să aibă o legătură așa faină, deci... Asta am vrut să vă arăt, dragilor. Sper să vă placă și să știți că este foarte bună. Deci, asta a fost cu ciorba. Sper să vă placă. Și dacă am chef, am să fac un video scurt cu ceva fain dulce după ce strâng de aici din bucătărie. Dar vreau să vă spun... că vă doresc o seară frumoasă, o seară binecuvântată să aveți și vă pup mult drag și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia, Rețete Simple, dacă v-a plăcut și să-mi lăsați câte un like. Vă pup! Pupici!